Că nu avem autorizația, nu este pentru a bloca. Deci noi pentru marș, deci noi înțelegem, noi înțelegem mișcarea dumneavoastră de protest, dar nu există, există aviz pentru blocarea traficului rutier. Asta înseamnă că dumneavoastră veți pleca de aici de la Sala Sporturilor pe itinerariul pe care l-ați comunicat, cu respectarea normelor rutiere, iar acolo la autoritatea rutieră română pe Andrei Mureșanu, pentru că sunt foarte multe autovehicule, vă rog să respectați regulile de circulație. Pentru că dacă ajungeți acolo 50 de mașini sau 100 de mașini și veți opri toți acolo, se va bloca traficul și se va crea un disconfort și eu las participanța traficului. Da, nu mă întâlnim. Și asta am zis să vorbesc cu dumneavoastră, da, cu reprezentantul dumneavoastră, să stabilim de cum eventual facem tură. Primul minut, ei sunt vinovați pentru asta. Dar unde se face tură? Trebuie sensibilizarea autorității. Nu oprim, să oprim mașinile. Rămânem în mașini un minut, atragem atenția. Da, mă înțeles, dar pentru alte activități se poate bloca traficul rutier în tot centrul. Știți foarte bine. Dar noi discutăm acum despre alte evenimente, da, nu, noi vorbim despre marș. Solicitarea dumneavoastră a fost, autorizația noastră a fost pentru marș, nu pentru blocarea traficului. Pentru atragerea de marș, deci mers oficial. Al doilea protest care îl vom face, o mică încetinire în fața ARR-ului și atât. Blocăm, dacă e nevoie, atunci luăm niște avize pentru blocare. Dar așa sună, da, sunt în atunci aproape, pentru că e o problemă.